Bine ai venit în bucătăria lui Adi Jo. Astăzi adăugăm încă un episod în seria prăjiturilor fără coacere și vom face o prăjitură rapidă și simplă. Pentru primul strat avem nevoie de 250 de grame de biscuiți simpli, 170 de grame de ciocolată amăruie, 150 ml smântână pentru frișcă și o linguriță esență de rom. Începem prin a rupe biscuiții simpli. După care transferăm ciocolata într-un bol, peste care punem smântâna pentru frișcă. Și băgăm bolul în cuptorul cu microunde pentru un minut și jumătate, cu verificare la fiecare 30 de secunde. Acum că l-am scos, amestecăm. Adaug esența de rom. Și punem amestecul peste biscuiți și amestecăm foarte bine. Avem nevoie de o tavă tapetată cu hârtie de copt. Tava este de 20 x 30 de cm. Acum punem amestecul cu biscuiți și îi distribuim pe toată suprafața tăvii. Presăm cât putem de bine, astfel încât să nu avem prea multe spații goale și denivelări. Și acum băgăm tava la frigider, timp în care ne vom ocupa de cremă, pentru care avem nevoie de 540 g de cremă de brânză, 250 g de unt, 110 g de zahăr pudră, 100 g de Nutella, 17 bucăți de biscuiți cu cacao, 7 bucăți de biscuiți Oreo și o linguriță de extract de vanilie. Punem untul în bolul mixerului, adăugăm zahărul pudră. Untul pe care îl folosesc are o grăsime de 82% și este la temperatura camerei. Adăugăm extractul de vanilie și acum crema de brânză treptat până când o vom termina. Baza pentru cremă este gata și o împărțim în două părți egale. Într-una din creme adăugăm biscuiții Oreo, pe care îi vom rupe în bucăți mici. Și amestecăm. Iar în această parte de cremă adăugăm Nutella. Și amestecăm până la omogenizare. Avem cele două creme pregătite și vom scoate tava de la frigider. Punem primul strat de cremă, cel cu biscuiți Oreo. Distribuim crema. O nivelăm puțin, după care așezăm biscuiții cu cacao. Presăm puțin ca să avem biscuiții la același nivel. Acum că am pus și ultima bucățică, urmează să punem crema cu Nutella. O distribuim pe toată suprafața și o nivelăm. După care răzuim ciocolată, dar aceasta este opțională. Și acum băgăm tava la frigider pentru o oră, după care se poate tăia și servi. Am scos prăjitura de la frigider, voi înlătura foaia de copt și urmează să o tai ca să vedeți cum arată. După cum ați văzut, este o rețetă simplă și rapidă,
Aspectul acesteia este deosebit și vă asigur că este delicioasă. Am ajuns la finalul acestei rețete și aștept părerile voastre vis-a-vis de această prăjitură fără coacere. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!